Reale sărbători culturale, acțiunile întreprinse de circa un an la Biblioteca Județeană Ia Basarabescu din Giurgiu adună în sala de lectură a instituției iubitori de carte, elevi și scriitori locali, ori scriitori și publiciști vlășceni, lucrători pe alte tărâmuri ale țării, dar bucuros să se afle la evenimentele culturale din localitatea dunăreană. Cultura giurgiuveană se exprimă în acest anotimp, într-un fel anume, ca partea întregului, aici este globală, dar ca un vector de sine sătător care dorește să procedeze la introspecții, să se afișeze, să se valorifice, să se expună și numai din aceste enumerări fugitive ne dăm seama că ar mai trebui dilatată ziua de lucru și anul de muncă pentru a încăpea toate. La sala de lectură a bibliotecii s-a lansat astăzi numărul dublu, septembrie-octombrie, al revistei Jurnal de Literatură. Din ce în ce mai bine arată revista, după rețete încercate așa mereu, iată că apare în condiții grafice de data asta chiar foarte bune. Continuăm în revista și de data aceasta un număr dublu. Făiletoanele pe care le-am lansat în urmă cu 3-4 numere și, bineînțeles, avem mare bucuria să avem și un pariu câștigat pentru că făiletonul doamnei Georgescu, care a apărut acum 3 numere, a stârnit un maxim interes. Și după ce timp de câteva săptămâni a apărut în foileton, cartea doinei Georgescu, romanul Țărmul Sculptat, a fost lansat astăzi. Ce spune cartea doinei Georgescu? Că viața este plină de surprize, așa, într-o propoziție. Ce întrebări pune această carte, cum acceptăm schimbarea, cu ce plătim pentru ea, cum ne mobilizăm în fața noului, a neprevăzutului, ce soluții găsim, cum ne adaptăm. Giurgiuvenii iubitori de literatură vor fi invitați, a precizat directorul bibliotecii Ia Basarabescu, Dan Mucenic, și la viitoarele evenimente editoriale, un alt roman, Îngerul de Ceară, al lui Ionel Muscalu, urmând să fie lansat la Giurgiu.